Membrii adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei s-au reunit astăzi în ședință la centrul eparhial. Evenimentul a început cu oficierea unui tedeum în paraclisul învierea Domnului din incinta reședinței mitropolitane. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Lugojeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Apoi, membrii adunării parhiale s-au reunit în ședințe pe comisii. Avem bucuria de a fi în rândul membrilor adunării eparhiale credincioși foarte buni ai bisericii, implicați în problemele bisericești, culturale, patrimoniale și mai ales social-filantropice. De aceea, credem că acești membri adunării eparhiale vor contribui în cei patru ani de acum înainte cu pregătirea deosebită pe care o au, cu experiența de viață, cu dragostea față de biserică, vor contribui așadar la bunul mers al vieții bisericești în eparhia noastră. Tot astăzi a avut loc și sinaxa stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei în prezența presințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Cele 25 de biserici noi care sunt în lucru, peste 80 de biserici care sunt în restaurare și un număr important de case parohiale. De asemenea, ne-a învrednicit Dumnezeu să oferim două case pentru două familii nevoiașe. Am reușit să punem pe o linie dreaptă și cu bătaie lungă un liceu teologic aici la Timișoara, care va cuprinde inclusiv clase de la grădiniță și până la clasa a 12 -a, dar nu vor funcționa în acest liceu teologic numai clase cu specific teologic, ci și științele naturii și filologie și matematică, deci va fi o școală deschisă. Întrunirea adunării parchiale a fost un bun prilej și pentru realizarea sinaxei stariților și stariților din Arhiepiscopia Timișoarei. A fost un an cu o activitate rodnică, așa cum s-a președat și în raportul adunării parhiale pe de o parte, din punct de vedere al activității catehedice, s-au desfășurat simpozioane, atât de la Mănăstirea Timișeni, atât de la Mănăstirea Partoș și în alte mănăstiri. Au fost momente de lucrare pastorală deosebită cu tineretul și cu alte categorii de vârstă, iar încercând să împlinim și partea martei, am putea spune că o bună parte din mănăstirile Arhipiscopiei Timișoare au reușit să aibă și o activitate socială respectiv să se ocupe de nevoile tinerilor, copiilor, acelor aflați în dificultate materială și în mod special și ale vârstnicilor. Pentru că ne bucurăm să precizăm lucrul acesta, avem mănăstiri care au bucătărie, ce dă mâncare și celor nevoiași. La final au fost prezentate rapoartele de activitate pentru anul trecut și au fost făcute propunerile pentru anul 2019.